Ne pregătim pentru a întâmpina sărbătoarea de Paște, însă nu pentru toată lumea este vacanță. Sportivii secției de box a Clubului Sportiv Municipal Călăraș sunt la antrenamente. Cristea Jean, multiplu campion național, a fost la antrenamente în această dimineață, dar și alți trei copii care vor pleca la Târgu Jiu, unde se va desfășura curând campionatul național de cadeți. Suntem la sala de box, deși suntem într-o zi specială pentru noi toți creștinii, Vinerea Mare, și văd că se antrenează copiii, sunt în ring. De ce? Da, nu prea putem să avem vacanță. Dacă o parte din copii le-am dat vacanță, celor mici le-am dat vacanță timp de o săptămână, avem trei copii care urmează să participe la campionatul național de cadeți, care se desfășoară la Târgu Jiu între 5 și 11 mai și nu prea pot avea foarte multe zile de vacanță. Vor primi duminică în ziua de Paște și luni liber, după aia iar în sală la antrenament. Ei sunt acum în ring și lucrează pentru o competiție care începe într-o săptămână. Sunt în sală, se antrenează, este o competiție foarte importantă. Titlul de campion național înseamnă în același timp și calificarea la campionatul european de cadeți în luna august din Georgia. Cine sunt cei trei? Pavel Iusein Bia din categoria 34 de kg, Pavel Ionuț, categoria 38 de kg și Mircea Gheorghe, categoria 59 de kg. Sunt copii talentați, copii de viitor, acum fiind prima lor competiție la de cadeți, la începutul drumului, sperăm să și confirme cu titlul național. Domnul Vali Iangel, știu că la fel aveți și sportivi care sunt angrenați în competiții. Unii dintre ei au finalizat, alții înțeleg că încă nu în perioada asta. Așa cum bine știți, noi nu avem zile libere, nu avem zile speciale. Pentru noi ziua specială înseamnă tot sala de box. Avem doi sportivi care sunt la loturile naționale. Mă refer la Manea Marco Antonio, care este la lotul național de juniori. A venit din Moldova, unde a câștigat un turneu de pregătire după ce, cu două săptămâni înainte, câștigase un turneu foarte puternic, Serghei Danilcenko, în Ucraina. A câștigat turneul din Moldova, iar chiar astăzi pleacă la Brezoi pentru un cantonament de pregătire în vederea campionatului european din luna mai. Deci e al șaptelea an consecutiv în care secția de box a CSM Călăraș are un sportiv, cel puțin un sportiv, participat la o competiție majoră. De data asta e vorba de Manea Marco, care va participa în luna mai la campionatul european. Competiție unde sperăm și suntem siguri că are puterea și calitățile necesare de a face o surpriză frumoasă și de a obține o clasare cât mai sus pe podium. Celălalt sportiv despre care vă vorbeam este Dobre Tavi, care este cu lotul național de tineret în Tiraspol. Se va întoarce astăzi, a obținut locul 3 la un turneu de pregătire. El a schimbat categoria de greutate, a fost o competiție destul de dificilă pentru el, dar a făcut față cu brio și se întoarce cu un meritos loc 3 de la această competiție. Mai avem pe Cristea Jean, care este cu noi, care se pregătește pentru viitoarele competiții rezervate seniorilor. Este în primul an de seniorat, este un copil de viitor, un copil în care noi ne punem mari speranțe. Toți copiii care avem în sală sunt copii de viitor, toți copiii care avem în sală sunt copii în care noi ne punem mari speranțe și cu siguranță, dacă până acum am confirmat, vor confirma și de acum înainte. A fost recent la sala de box ministrul sportului și al tineretului și a făcut niște comisiuni în legătură cu dotarea sălii de forță. S-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat. În primul rând aș vrea să îl felicit pe domnul ministru că a venit la noi în sală. Este prima vizită a unui ministru de când sunt eu antrenor, de 10 ani. Suntem bucuroși de venirea dumnealui pentru că a putut să vadă la fața locului ceea ce se întâmplă în sala de box. Pentru că la noi în sală, fără să părem lipsiți de modestie, chiar se întâmplă lucruri minunate, iar e unul dintre sporturile care aduce cele mai mari performanțe și care și unde avem unde se întâmplă lucruri frumoase. Ne-a promis și medalii, la asta vă exact, referiți, din exact. Toate competițiile interne sau internaționale. Exact, înainte de medalii, înainte de performanță, mai punem bază pe un lucru și anume să formăm oameni. Iar boxul e un sport care te disciplinează, care te face să ai încredere în forțele proprii și te pregătește pentru viață. Domnul ministru a venit în sală, a văzut ceea ce se întâmplă aici, a plecat plăcut impresionat, spunem noi, și vrem să-i mulțumim pe această cale pentru că a făcut posibil ca noi să utilăm sala de forță. Mai aveam lipsuri pe la sala de box,
iar unele din lipsuri se legau de sala de forță. Prin vizita dumnealui am reușit să obținem finanțare pentru a utila sala de forță și pentru a avea o sală de forță așa cum cere sportul de înaltă performanță. Motiv pentru care mulțumim și, încă o dată, vă repet, apreciem faptul că a venit la Clăraș și prima vizită a unui ministru sala noastră de box. Prima vizită, primul ministru care trece pragul sălii de box din Clăraș. Cu copii aveți aici? Cu câți lucrați? Avem un număr de peste 40 de copii, pe grupe de vârstă, de... Sunt copii. Copiii încep să vină din ce în ce mai mulți. Ideea, când ajungem cu ei la seniori, acolo să reușim să-i ținem. Acolo e problema cea mai mare. Copii de 8, 9, până în 15 ani vin tot timpul și ne calcă pragul sălii de box. Da, pentru că la seniorat probabil că nu mai aveți cum să-i susțineți din punct de vedere financiar. Exact. Și e foarte dificil. Sunt unele dintre cele mai mari dezamăgiri ale noastre. Pentru că muncești cu copiii ăștia de la vârsta de 7, 8, 10 ani, ajungi la 18, 19, 20 de ani maxim, iar apoi să pierd. Avem nevoie de susținere, avem nevoie ca factorii de decizie de sportul călărșean. Și aici mă refer, în primul rând, la autoritățile locale să vină alături de noi. Pentru că e păcat ca un copil care de la 10 ani nu face altceva decât box și școală să piardă. Sunt copii cu reale calități, sunt copii care pot ajunge să trăiască din sport, dar ai nevoie de susținere. Pentru că sportul adevărat și greutatea începe de la seniorat. Iar în momentul în care când ajunge la seniori, nu poți să-i oferi condiții minime de pregătire și de existență, atunci să pierd copiii. Și e o mare dezamăgire a noastră. Pentru că dacă la alte sporturi l-ai adus în altă parte, ai lucrat cu el, să încheie contractul, pleacă și aduce altul care să-l suplinească, noi la box îi luăm de la 10 ani, îi învățăm să țină cuțitul și furculița în mână, să spună mulțumesc și bună ziua și învățăm și box. Iar în momentul în care ajung la 19 ani, dacă nu ai susținere, se pierd. Și odată când ai și tu copil de sală, ai pierdut și o muncă de 6, 7, 8 ani. Câți seniori aveți în momentul ăsta? Din păcate avem decât un singur senior, cu toate că am avut o generație de excepție, o generație de copii de mare viitor. S-au pierdut. Am reușit să luăm copii crescuți de la, cum vă zicea și Vali, de la 7, 8, 9 ani și să-i aducem la seniori, să scoatem 3 campioni naționali de seniori crescuți de noi. Și exact ce vă știam mai devreme, s-au pierdut 7, 8, 9 ani de muncă, am luat-o din nou de la zero, am reușit să-l aducem pe Jean din nou la nivelul de seniori. Mai avem 2 copii, Manea, Marcu și Dobretavi, care în 2 ani vor deveni și ei seniori. Problema și întrebarea noastră este, vom reuși să-i ținem? Sau îi vom pierde cum i-am pierdut și pe cei din urmă. Ce s-a întâmplat cu ceilalți? De unde sunt? Fiecare au luat-o pe alte drumuri. Unul e ospătar, altul lucrează, unul a plecat pe afară, prin Spania, prin Italia. Și e păcat să facem lucrul ăsta, pentru că sunt sportivi ai Călărașului. Sunt sportivi care au dus numele Călăraș și numele Călărașului peste tot în țară și peste tot în lume. Și s-a ajuns să-i pierzi foarte greu. E păcat, pentru că la senior poate să dea performanță și nu e întâmplător faptul că în 8 ani de activitate avem peste 35 de titluri de campion național la toate categoriile de vârstă, cadeți, juniori, tineri, seniori. Așa cum vă spuneam mai devreme, e al 7-lea an consecutiv când avem sportivi calificați la un campionat european sau un campionat mondial. Lucru deloc simplu. E foarte greu. Iar aceste lucruri nu au venit întâmplător. Avem peste 15 sportivi convocați la lucrurile naționale. Aici chiar se muncește cu drag în primul rând, se muncește cu pasiune și totul se face din suflet. Rezultatele au venit. Problema e ce facem cu acești copii, pentru că în momentul când ei pleacă, odată când au ieșit pe ușă, iese și o parte din noi, o parte din sufletul nostru. Pentru că noi punem suflet în tot ceea ce facem copii. Ne atașăm de ei, îi iubim ca și pe copiii noștri și e păcat să vedem cum să pierd câte unul. În momentul când ai avut visuri cu ei, ai sperat la lucruri mărețe și când vezi că nu poți să ajungi acolo unde ți-ai propus. Ce părere aveți